Persoanele care vor solicita mâine acces pe defileul Jiului pentru a lua parte la hramul Mănăstirii Lainici au cale liberă. Constructorul care se ocupă de lucrările de reabilitare pe tronsonul Bumbești-Jiu Petroșani permite accesul până la mănăstire, inclusiv în intervalul orar 9-18, atunci când traficul rutier este restricționat. La sfârșitul acestei săptămâni, mii de persoane sunt așteptate să ia parte la praznicul Schimbarea la față a Mântuitorului Iisus Hristos, hramul Mănăstirii Lainici. Deși inițial restricția autovehiculelor pe defileul Jiului a fost impusă între 11 iulie și 1 august, întârzierea lucrărilor de reabilitare a prelungit perioada de închidere a drumului cu 2 săptămâni. Reprezentanții SDN Târgu Jiu spun că acest lucru s-a întâmplat din cauza lucrărilor complexe, care necesită atenție sporită. România este mată când se amplasează acele plase de protecție și protecție la torent, adică în momentul în care sunt inundații, să nu mai avem în drum aluviuni, copaci, deci toți torenții vor fi protejați cu aceste plase. Lucrările se desfășoară într-un ritm continuu. Se stabilizează versantul manual cu ranga, cu levierul, se dislocă toate rocile care nu mai prezintă siguranță pentru a se putea amplasa acele plase de protecție. Pentru, în al doilea rând, se amplasează macararele de mare tonaj care așează plasa pe versant și o macară de 40-50 de tone când se calează ocupă tot drumul. Pentru lucrările de betonare, de asfaltare, acestea sunt principale motive pentru care s-a solicitat închiderea pentru a se putea lucra într-un ritm mult mai alert. Începând de mâine, tronsonul Bumbești-Jiu Petroșani va fi tranzitat de mii de persoane. DN66, ce face legătura între Târgu Jiu și Petroșani, va rămâne închis pe tronsonul Bumbești-Jiu Petroșani până la 15 august din cauza lucrărilor de reabilitare. Circulația este restricționată de luni până vineri în intervalul orar 9-18. În acest weekend, tronsonul Bumbești-Jiu Petroșani va fi tranzitat de mii de persoane, deoarece la Mănăstirea Lainici va avea loc praznicul Schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Constructorul a aprobat ca acești pelerini, în momentul în care vin și confirmă că merg numai până la mănăstire, o să li se permită accesul până la Mănăstirea Lainici. An de an, în ziua de 6 august, de praznicul Schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos, la Lainici are loc hramul mănăstirii. La sărbătoare sunt așteptate peste 7.000 de persoane din mai multe județe. La acest praznic, care este cunoscut drept cel mai mare din zona Olteniei, se vor servi produse de post și pește.